Meteorologii anunță zile călduroase pentru ultimele săptămâni de vară. Temperaturile vor fi peste medie, iar ploile puține în următoarele 4 săptămâni. În săptămâna 5-12 august, temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru acest interval în toate regiunile, dar mai ales în cele vestice și sudice. Cantitățile de precipitații vor fi deficitare la nivelul întregii țări, dar mai ales în regiunile montane. Săptămâna 12-19 august, temperatura medie a aerului va avea valori mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în toate regiunile, dar mai ales în cele sudice. Regimul pulviometric va fi în general apropiat de cel normal pentru acest interval în cea mai mare parte a țării. Săptămâna 19-26 august, mediile valorilor termice se vor situa peste cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României. Cantitățile de precipitații vor fi deficitare în zonele montane și local în restul teritoriului.